seara asta, dar doresc că pentru tine final de cantonament, cum a fost aici? Da, noi a terminat, e încă un meci, sper că băieți bată asta meciul. Cred că noi a făcut cantonament bun, a câștigat două meciuri, acum a făcut egal. A fost cantonament lung, dar bun. Cam multe ploi, ați stat cam multe în sală, bădesc. Da, eu a fost multe ore aici la Antalya, niciodată nu a fost așa, a plouat mult, dar sub condiție foarte bună. Ai și terenii și hotelul, tot a avut un cantonament foarte bun, cu condiții foarte bune. Nu. Dar și la noi, la Croația, la fel. Aici, și nici aici nu a fost vremea așa. Știm ce ne așteaptă la România, e bine. E normal că începe pe 1 februarie campionatul? Nu e prea devreme. Dacă avem condiții, dacă terenii sunt buni, nu contează cum e vreme, dacă e vreme urât sau bun, contează dacă e teren bun. Asta e cel mai, dacă nu e teren ghețat și asta, se joacă, e bine. Cum crezi că va fi terenul la Craiova în această lună februarie? Sper că să fie bun teren. Ca noi jocăm mult cu mingea, fotbal tehnic cu posesia, sper că să fie bun. Mitriță, Cristea, Colici, sună bine. O tripletă ofensivă, nu? Da, avem. Eu cred că avem cel mai bun atac din România. Chiar avem forță și avem mai mulți jucători. Cum a venit și Cristea, acolo și Nuno. Avem pe Colici Mitriță, care a scris foarte mult goluri, contează mult pe noi. Ți-e teamă că ați putea să-l pierdeți pe Mitriță? Se dovorește de oferte de afară. Sper că nu pierdem, că e foarte important, dacă nu cel mai important jucător pe noi. Ai scris multe goluri, e goal getter la liga noastră, sper că rămâne. Trimiteți la New York? Cum? Trimiteți la New York? Se aude că din Statele Unite are ofertă. Nu știu, să rămână acum, să câștigăm cupa, campionatul și după vrei pe el tot cel mai bine. Tu cum vezi această luptă? Eu cred că e echilibrat. Cluj acum are puțin avantaj cu puncte, dar noi suntem acolo. După la play-off se face jumătate la puncte și suntem acolo. E important cum începem acum asta 5 meciuri. Cum